Hai ca astăzi fac un video așa scurt. Știu că n-am mai postat prea des în ultimul timp pe canal, dar sunt foarte prins cu niște proiecte și nu am timp să stau să filmez, să editez. Mă întâlnesc la casa astăzi, la Dedeman, cu un domn care cumpăra Copex. Și defect profesional. L-am întrebat la ce-l folosește. Păi să trag niște cabluri pe afară, aparente. Și am zis, dar știți că ăsta n-are protecție UV. Era din ăla de nylon. Și a zis, păi nici nu mă interesează că îl pun la client, nu-l pun la mine acasă. Cam așa gândesc majoritatea meseriașilor. Așa că mare grijă pe cine băgați în casă, pentru că toți au impresia că dă-l încolo, îl pun la client, nu-l pun la mine acasă. Revenim curând cu noi filmulețe de pe șantiere și cu noi proiecte interesante.